Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mă aflu în mașina mea, prima mea mașină. Știu că o să-mi puneți tot felul de întrebări la comentarii, din ce an a fost fabricată, ce motor are, așa că o să vă spun acum. Este un Audi A4, an de fabricație 2011, motor de 1800 cm³ pe benzină, 160 de cai putere, cutie de viteze automată, scaune din piele cu piele Alcantara, volan cu comenzi, cam tot ce mi-aș putea dori eu de la o mașină. O am deja de vreo lună, am cumpărat-o din Brașov de la un tip foarte de treabă. Un lucru care pot să spun că m-a ajutat foarte mult este site-ul Car Vertical. Nu e nicio sponsorizare, nu e nimic, nicio reclamă, doar că vreau să vă spun din propria experiență că acest site m-a ajutat foarte mult să găsesc o mașină care nu are probleme. Deocamdată n-am avut nicio problemă cu ea și merge foarte bine. E adevărat, costă ceva, costă 50 de lei pe verificare, doar că îți arată tot istoricul mașinii, de câte ori a fost la reparații, ce probleme a avut, dacă a avut accidente. Eu zic că merită decât să faci un drum până acolo ca să afli că nu e mașina bună. Cam asta a fost o paranteză, doar că videoclipul acesta nu este despre mașină, este despre ce se află în mașină. Azi vreau să vorbim despre 6 lucruri pe care fiecare dintre voi ar trebui să le aibă în mașina asta. Să-i dăm drumul. Primul lucru pe care trebuie să-l ai în mașina ta sunt ochelarii de soare. E bine să ai în mașină pentru că de obicei, cel puțin în cazul meu, îi uit dacă sunt în casă. Vara sunt foarte importanți pentru că îți protejează ochii de razele răunătoare ale soarelui, plus că arăți foarte mișto cu ei în ochi și dacă găsești o fată pe stradă, cine știe. A doilea lucru pe care trebuie să-l ai în mașina ta, un lucru foarte important, șervețelele umede. Șervețelele umede îți pot salva viața pentru că poți curăța aproape orice cu ele. Eu le folosesc să-mi curăț bordul, să-mi curăț hainele, să-mi curăț pantofii. De multe ori te murdărești pe mâini și intri în mașină, dai pe volan, dai pe toate butoanele de aici. Șervețelele umede te pot ajuta să îți cureți mâinile. Mai ales că e treaba asta cu virusul, COVID-ul acum. A treia lucru pe care trebuie să-l ai în mașina ta, un lucru puțin mai neobișnuit, specific craiovenilor, un briciag. Poate te întreb de ce un briciag, pentru că briciagul mă ajută să deschid tot felul de pachete pe care le primesc prin poștă. Ajută în foarte multe cazuri dacă vrei să deschizi ceva sau să tai ceva, spre exemplu un plastic sau hârtie. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l ai în mașina ta este în portbagaj. Aspirator de mașină pe care îl am aici, unde se află și trusa de prim ajutor. Cam așa arată un aspirator de mașină. Este foarte util în cazul în care vrei să îți cureți singur mașina, nu trebuie să te mai duci la spălătorie. Îl poți folosi pentru preșuri și pentru scaune. Eu cred că e o unealtă destul de folositoare pentru tine dacă vrei să ai o mașină curată tot timpul. Al cincelea lucru pe care trebuie să-l ai în mașina ta este o sticlă de apă pe care deja am băut-o pentru că e foarte cald afară. Totuși e foarte bine să ai o sticlă de apă la tine tot timpul, pentru că nu se știe, poate nu dai de vreun magazin, ești la drum lung. E posibil să se încălzească, dar eu zic că e mai bine decât nimic și e foarte important să stai hidratat, mai ales vara. Pe lângă apa mare poți să ai și un pulverizator mai mic, foarte bun ca să te răcorești așa de vară, nu te mai duci la strand. Și ultimul lucru, al șaselea, un pachet de gumă. La fel ca ochelarii, pachetul de gumă îl poți uita mereu de acasă. Din nou, cazul meu. E foarte ajutător dacă mănânci ceva, îți rămân resturi printre dinți sau ai respirația urât mirositoare și poate vrei să ieși și tu la o întâlnire cu o fată, un pachet de gumă este foarte binevenit în mașina ta. Și cam acestea au fost cele 6 lucruri pe care trebuie să le ai în mașina ta tot timpul. Da, oameni, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și v-a fost de ajutor. Dacă este așa, vă rog frumos să vă abonați, să-l distribuiți mai departe și să dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu, pa, pa!